Studenții Facultății de Horticultură ai Universității din Craiova, alături de alții voluntari, s-au mobilizat și timp de câteva săptămâni au confecționat decorațiunile specifice sărbătorilor de iarnă. Timp de două zile le-au expus în holul universității pentru a le vinde. Am încercat să aducem ca în fiecare an lucruri noi, lucrate manual din obiecte naturale, cum ar fi scoarță de mesteacă, conuri, nuci, mușchi. Am încercat să facem ceva diferit față de anii anteriori. Am făcut coronițe, brazi. Am confecționat diverse produse atât din laboratoarele noastre, cât și din materiale ecologice, naturale. A fost o muncă de lungă durată, dar în același timp eficientă și rezultatele se pot observa chiar aici. Printre voluntari și o studentă din Grecia, tânăra a fost entuziasmată să facă parte, alături de colegii ei de facultate, din acest proiect. E primul meu an că sunt în voluntariat și m-am bucurat foarte mult și mi-a plăcut foarte mult chestia că ne colaborăm și ne înțelegem foarte bine cu colegii mei, plus că avem un, cum să zic, tot vibe-ul pe care avem e foarte bun și foarte frumos și cu profesorii și cu colegii. În realizarea decorațiunilor, studenții au fost ajutați de tineri voluntari de la un club din Craiova. Banii strânși din expoziția cu vânzarea decorațiunilor ajung în fiecare an la oameni care au nevoie de ajutor. Anul acesta, la seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova.